Părinte, am cunoscut acum un an un băiat, eu am 21 de ani și el 23. Ne-am gândit să ne căsătorim, dar eu mai am un an de facultate. Ce sfat ne mai puteți da? Să mai așteptăm? Da, mai curviți un an, că doar când vă vedeți sunt unii se mută săraci împreună, stau numai împreună, stau numai la ceaiuri. Dar ce vă închipuiți? Mănâncă spumă de căpșuni? Băi, oameni buni, finalitatea facultății nu are nicio legătură cu viața de familie. Îndrăznesc să spun și știu ce zic acum ca un profesor al unor studenți că foarte multe din lucrurile bune din viața lor li s-a întâmplat pe vremea când erau studenți. A, că e greu că trăim în stare de sărăcie, am să vă spun de ce e așa. E greu pentru că noi toți credem că nunta este cheltuială. Ia gândiți-vă bine, dar pe bune, prima pe listă e sala, ne uităm la sală cât mai încăpătoare să recuperăm amenziile pe care le-am plătit la alte nunți. Că facem listele, pomenicile de la biserică sunt așa, Liga a doua, apoi începem să tăiem, pe ăștia nu-i chemăm, că ăștia nu mai au bani ca acum patru ani, las-o așa, pe ăștia așa, ăștia așa, nu-l putem pune pe ăsta cu ăla. Pierdem vreo lună cu lista la masă și tot nu-i bună că în timpul nunții se amestecă între ei, oamenii la al doilea pahar nu mai citesc ce scrie pe hârtie, au nevoie de hârtie. După aceea, pe locul 2 este cine sunt nașii dacă se poate, să fie niște nași cu card, cu cord, pardon, care să îmbunătățească starea materialist dialectică a profunzimii iubirii celor doi. După aia, ce rochi ne luăm, ce mașini, cine sunt domișorile de onoare, domișorii de onoare și facem și dregem și nunta devine un fel de business modern, la sfârșit stai să vezi că am uitat să vedem cine ne cunună dacă avem popă. Mergem la popă și spunem, știți, noi am vrea în data de, dacă se poate, la ora cu tare. Domle, dar mai sunt șapte cu la ora cu tare. Nu, dar noi vrem, dar stați domnule să vă explicăm, adică nu ne respectați, noi suntem din parohia asta și nu ne respectați pe noi. Bun. Altă modalitate deosebită este legătura de momentul în care afli că tocmai zi de poz negru, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, neapărat atunci vor toți și le-am zis, băi, fiți atenți, ce prăznuiți aia aveți, ușurel cu pianul pe scări, la toate prostiile să uită un om când își lasă copilul să trăiască iubirea cu celălalt, mai puțin la nevoia de a-l proteja să rămână cu sufletul întreg. Să știți că agoniile nu duc la nașteri Odată, ori simplu este, te iubesc, mă iubești, ne luăm, plecăm și amin, le zici lui mami și lui tati, vă îndemn să spuneți, să nu vină părinții să spună, mamă, iată, fica ta. Unde mamă? A, aici erai? Oamenii să nu fie nemulțumiți, oricum vor fi nemulțumiți pe parcurs. Eu propun ca biserica și popii să-i dăm noi gratis.